Cearta a pornit de la faptul că doar jumătate din locuitorii satului Pârvulești beneficiază de apă potabilă de la rețea și asta pentru că proiectul de alimentare a fost propriul lor merit și nu mai permite niciunui alt consătean să se racordeze la rețea. Bănuit că s-ar fi legat la rețea fără permisiunea lor, Vasile Breben a fost reclamat de săteni la poliție și la primărie. La începutul acestei săptămâni, omul s-a trezit cu o echipă de muncitori la poarta sa, care i-au săpat tot șanțul din fața casei în căutarea țevilor de apă. Fără să găsească vreo conductă, muncitorii au astupat gropile cei drept, dar nimeni nu-i va mai repara șanțurile recent betonate. Ne-a săpat șanțurile că e cigar fi... Mi-a spus și nouă poliția că e cigar fi făcut cineva o sisizare, că eu aș fi bagat apă aici la mine. Și eu ne-a spus, mă, fraților, eu nu l-am bagat nicio apă, zic, că n-am pe unde să bag apă. Am avut și eu șanțurile tari, că trebuie să văd pavialele pe acolo frumos, așezate, că am zis că se torn beton să fac un șans ca lumea. Uitați, eu am ales praful de ele. Eu cu ce să fac? Fac altele, iar din nou. Poate să fie nemulțumit. Noi am mers acolo la o sesizare a unui grup de cetățeni din satul Pârvulești. Au sesizat faptul că s-ar fi branșat la conducta de apă care este a cetățenilor și de aceea am mers acolo să vadă dacă este branșată sau nu este branșată. Deci s-a zăpat pe domeniul public, este drum comunal, drumul de 146 a Valar Pârvulești. Ați găsit conducta pe care o căutați? N-au găsit nimic. Chiar dacă muncitorii nu au găsit nimic, sătenilor tot nu le vine să creadă că acea conductă nu există. Păi ce am băgat oamenii toți, mă? Păi am băgat? Cum să nu bagi? Am băgat eu apă. Auzi, hai în casă. Hai în casă să vezi la chiuvetă cum curge apă. La mine? Da. Hai! Dacă nu se știe că nu ești la mine în grafie. Dacă eu am chiuvetă sau am apă în casă, n-ai făcut legătura din cei din casă? Eu! Dintre locuitorii satului Pârvulești, 23 au apă la robinete, iar 22 nu au. Cei care nu beneficiază de alimentare cu apă sunt extrem de supărați pe primarul din localitate, care în campanie le-a promis că le va băga apa. Pentru că nu au voie să se lege la rețeaua vecinilor lor și nici altă rețea nu există, oamenii care au apa cu veleata de la fântânile din sat. Când o bianișe să-l botez, domnule primar, mă rog, m-a băgat, las că te bag să mă botez. Păi m-a băgat, doamnă. El sta cu 80 de ani. Ați încercat să vă băgați apă? Da, și nu ne lasă. Nici măcar, nici primăria măcar să ne dea voie să ne facem noi singuri să ne băgăm. De mine dăm, nu ne acceptă să... Ei au băgat, au dat 30 de milioane. Cât vă cer? 30 de milioane. 30 de milioane ca să băgați apă? Și au dat 5-6 milioane și... Și aveți 30 de milioane să dați? Uite, unii. Sătenii din Pârvulești au făcut rețeaua cu apă în urmă cu 8 ani pe banii lor și cu forță de muncă proprie, pentru că în 2002 jumătate din sătenii nu au fost de acord să-și alimenteze gospodăria cu apă curentă. Acum cei care au realizat proiectul nu le mai permit acest lucru.